Ședința Colegiului Director Județean a PDL Sălaj a avut loc vineri la Zalău, în prezența liderului PDL Vasile Blaga și a secretarului general Gheorghe Flutur. În acest context, rezultatele obținute de democrați liberarii sălăjeni în alegerile din decembrie 2012 au fost analizate la sânge, 10 organizații locale fiind dizolvate pe loc. De asemenea, primarului comunei Lozna, Augustin Sabou, precum și unor consilieri locali din comunele Lozna, Hida, Treznia, Ilianda și Bălan, le-a fost retras sprijinul politic. În același cadru, președintele PDL, Vasile Blaga, a precizat că recentele declarații usturătoare făcute de președintele Traian Băsescu la adresa sa nu au lovit în el, ci în PDL. Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă. Vreau să mulțumesc și pe această cale în fața dumneavoastră, domnului președinte Vasile Blaga, domnului secretar general Gheorghe Flutur, pentru onoarea pe care mi-a făcut-o participând la lucrările Colegiului Director Județean a Partidului Democrat Liberal Județea Sălaj. Vreau să știți faptul că Biroul Permanent Național al Partidului Democrat Liberal a decis în 14 ianuarie faptul că toate organizațiile județene ale Partidului Democrat Liberal au obligația să organizeze ședințe de analiză în ce privește organizarea și desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, precum și rezultatele acestora. Până la data de 15 februarie. Ei, noi am încadrat în acest termen, am organizat ședința Colegiului Director Județean azi, ca să lămurim și aspectul de ce azi, de ce în Sălaj, pentru că această întâlnire a fost programată începând imediat după decizia din 14 ianuarie. Totodată, la ședința Biroului Permanent Național de luni, s-a decis organizarea de colegii directoare, colegii director județean în cele trei județe din nord-vestul țării, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, la care au fost invitați colegii din Biroul Permanent Național, care, bineînțeles, puteau participa dacă vreau acest lucru. Vreau să spun că s-au discutat foarte multe lucruri, s-a discutat foarte aplicat, elegant, dar cu cărțile pe față, dacă îmi permite să spun, luând, dacă vreți, luând măsurile care se impun în această situație. Eu vreau să vă transmit doar o singură concluzie, dacă vreți, și anume aceea că majoritatea celor care au luat cuvântul au spus și au cerut domnului președinte, domnului secretar general, să facă tot ce le stă în putință pentru a profesionaliza Partidul Democrat Liberal la toate nivelurile. Să regândim politica de resurse umane la toate nivelurile și cred că nu va fi decât în interesul Partidului Democrat Liberal. Despre discuțiile de aici, despre deciziile de aici, îi invit pe distinși noștri oaspeți să își spună punctul de vedere și, bineînțeles, în măsura în care aveți întrebări, eu personal vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Vă rog, domnule președinte! Da, a fost o ședință foarte bună și astăzi în Sălaj. De fapt, au fost și cele de ieri de la Maramureș, de la Câmpulăcuș și de la Satu Mare de Arateri. Am votat anul electoral 2012, dar am și arătat poziția partidului față de guvernarea USR, pentru că până la urmă de asta este preocupat cetățeanul român, de modul în care ne raportăm la această guvernare, care iată nu-și respectă niciuna din promisiunile din campania electorală. Pe lângă faptul că, într-adevăr, acum au un buget, dar un buget care nu prevede nicio măsură de relansare economică a României, din potrivă. Un buget care nu se axează, din păcate, pe crearea de locuri de muncă. Un buget care iată pentru a putea de trebuie să descurce cu plățile, pune virul tocmai pe cei care muncesc și în agricultură și am văzut că e un păcat, practic, ești chiar pur, dacă ai de la 2-4% la 3% impozit, în loc să lupte pentru comasarea terenurilor, dacă ai de la 3 hectare de teren în sus din nou impozit,
Dacă cumva ești foarte harnic și ai un solar de 1 hectar sau, în sfârșit, 84 de milioane impozit pe hectarul de solar și așa mai departe. O guvernare care, imediat ce a obținut majoritatea în Parlament, s-a gândit să creeze, așa cum vrea să media spune, supra-imunitate aleșilor, parlamentarilor. Ați văzut, numai departe de ieri, ne-am și atacat la Curtea Constituțională, faptul că până și prevederea de a contesta în 15 zile decizia Curții Adragerice Națională de Indicație a fost mărită la 45 de zile pentru reprezentul parlamentar, în cazul primarilor și altor legilor care au rămas la 15 zile. Dar a rămas în continuare în legea respectivă lucru care nu convin într-un stat de drept, motiv pentru care noi se depune probabil luni și proiectul de modificare a legii statutului aleșilor locali. Că sunt cel puțin trei puncte care trebuie corectate. Și noi am spus în permanență, în primul rând, articolul 21, care introduce în continuare acea idee de că cerința sau cererea procurorului transmisă prin ministrul de justiție trebuie să conțină probe suficiente. Dar cine apreciază asta? Parlamentul? Când ne transformăm noi într-o instanție de judecată? Nu, cred că trebuie eliminată prevederea respectivă. Apoi să fie create, să fie date termene precise pe baza cărora să se producă procedura parlamentară în cazul cererii de reținere, arestare sau perchiziționare unui parlamentar, nu lăsate ca acum, azi în cazul Stan, a fost prelungită luni de zile, după care nici măcar Parlamentul nu a mai fost de acord cu cererea Ministrului Justiției și, în ultimul rând, ca odată ce ești dovedit în incompatibilitate pentru o decizie definitivă a unei instanțe, să sterci calitatea de parlamentar. Au fost foarte multe lucruri discutate. Nu o să, dacă o să întrebați pe domnul președinte, poate vis-a-vis de anumite măsuri, inclusiv organizatorice pe care le-au luat, încă au luat, ceea ce mă bucură că, într-adevăr, este vorba de multă responsabilitate în organizația noastră din Sălași. Domnule președinte, aș avea o întrebare mai lungă. Cum răspundeți acuzațiilor pe care le-a adus Traian Băsescu? Spune că PDL s-a transformat în PSN, mai spune că încercați să vă securizați victoria miluind membrii PDL oferindu-le funcții interimare, de exemplu, că ați renegat propria guvernare și totodată i-ați îndepărtat pe Boc și pe ceilalți miniștri din guvernarea PDL și mai mult decât atât, acționați în așa fel, nu ca un partid de opoziție, și pentru a proteja, să spun, afacerile actuale conducerea PDL. Afaceri? Da. Care asta n-am auzit, dar eu n-am vorbit decât azi dimineață, era pe drum aseară. Da, la toate acuzațiile, cum răspundeți? Da, pot să vă răspund fără niciun ocoliș. Iată că domnul președinte Traian Băsescu, pentru a doua oară, intervine într-o competiție internă în partid, care nici măcar nu este declanșată. Convenția Națională va stabili data Consultațional de coordonare, pardon, din 23 februarie, va stabili data Convenției, data până la care se vor depune moțiuni și așa mai departe. Când domnul președinte o susține pe doamna Udrea, știu 22 de milioane de români, deci nu este o noutate pentru mine asta. Pe mine m-au dragat anumite neadevăruri spuse de domnul președinte. Iată, în primul rând, nu am schimbat nicăieri conducerea partidului, nu avem conducere interimare, nu știu cum este dânsul informat, că este foarte preocupat, ceea ce nu e rău de soarta partidului. Doar la Gorj s-a retras, pentru că a redevenit lider de centrală sindicală, postul nostru președinte, și zic că avem o conducere interimare. În rest, pe unde am fost, din potrivă, au sunt alegeri azi în Constanța, vor fi alegeri, cred că, tot în săptămâna viitoare la Tulcea, de nici vorbă de așa ceva. Apoi că ar fi căzut guvernul Cureanu din cauza mea, pentru că domnul Sorin Frunze Verde a fost locotenentul meu, am văzut la 2011, atunci când mi-a pus candidatura și din noi trebuie domnia sa. Vreau să atrag atenția domnului președinte că, spre deosebire de mine, care n-am acceptat nicio funcție în partid după Convenția din mai 2011,
probabil cu domnia sa, oricum cu domnul Bogdan, a negociat domnul Sorin Frunzelvede de a intra direct prin vicepreședinte, deci, al domnului Bogdan în Biroul Comunei Național. Domnia sa a plecat în partide pe funcția de prim vicepreședinte, deci de locotenent al domnului Bogdan. Asta nu face pe mine să l-a pus pe domnul Bogdan, a pus să cadă guvernul Ungureanu, nici pe departe, dar trebuie să repunem lucrurile în cantile astea. De asemenea, aș vrea să mai spun un lucru. Partidul acesta este, și conducerea asta, este cel care a salvat democrația în România în vară și inclusiv pe domnia sa. Pentru că domnia sa, fără fel de a spune lucrurile de pe nume, atunci a fost de partea dreaptă, efectiv, partea dreaptă a lucrurilor, apărând instituțiile statului și noi ne-am făcut datoria apărând pe domnia sa. Țin minte că la mitingurile respective nu urca pe scenele înăuntru, nici măcar era probabil în orașele respective unde erau miting, ci pe scenele urcau oameni în Blaga. Eu urcam primul și începeam primul discursul, după care domnul Bureanu, domnul Neamțu, domnul Papa Agi și așa, și domnul președinte încheia sigur cu doamna Mănica Măcovești și așa mai departe. Iată lucrurile care și nu le spun decât în ordinea lor firească. Domnul Traian Băsescu nu a romit în mine, probabil în Partidul Democrat Liberal. El are o conducere aleasă, un birou permanent ales, cu oameni foarte buni în birou permanent respectiv, primar de municipii reconfirmați, că discutăm de domnul Schiparu, de domnul Florea de la Târgu Mureș, de domnul Hava de la Alba Iulia, oameni care au spus lucruri extraordinare și chiar dacă au fost în campania locală din de exemplu, domnul Putra, a fost peste 44-45% la președinția Consiliului Județean Suceava, chiar dacă, până la urmă, a trecut și domnia sa. Deci, ăsta este Partidul Democrat Liberal și vreau să răspund foarte clar domnului președinte. Dar cine credeți că se referea Traian Băsescu când spunea că PDL are un prezidențiabil din aceeași generație cu Ponta și Pinte? Nu știu, văd că dintr-o dată sunt foarte bun Ponta și Dragnea. Asta am înțeles din la domnul președinte. Pare mi se că azi vară erau dușmanii națiunii, pe bună dreptate. Pentru că și erau cei care conduceau ostilitățile împotriva domnului președinte și a statului de drept. Domnul Dragnea chiar are probleme de atunci cu justiția, nu? Domnul președinte l-a reevaluat din nou, la reevaluări se pricepe domnia sa și foarte bine, motiv pentru care l-a reevaluat foarte bine și pe domnul Oprea, până când a crezut guvernul Ungureanu. Poate ne uităm mai atent cum a crezut guvernul Ungureanu la momentul respectiv. Nu știu la cine se referea, dar sigur va avea un prezidențial din Partidul Democrat Liberal. Domnule președinte, v-ați gândit pe cine aș putea numi în colegiul în care a fost lăsat, să zicem așa, vacant de domnul Voiculescu? Am avut o discuție cu domnul președinte Nației de București, Lilianu, pentru că nu trec peste punctul lui de vedere. Organizația de București este cea care a crescut, singura care a adus un număr de voturi mai mare la alegerile generale față de alegerilor, care a fost Organizația de București. Poate ne întrebăm și de ce. Și noi am candidat acolo cu un reprezentant în numele ARD-ului care provenea de la Forța Civică și am dorit să și el este de acord să mergem în continuare cu dânsul. Vorbim de Iulian Crăciun? Da, de Iulian Crăciun, pentru că efectiv e un om cu totul deosebit. Cred că asta va fi și poziția Organizației de București. Cel puțin la domnul Iulian este, pentru că am discutat cu domnia asta. Mi se pare un om foarte, foarte serios și din moment ce cred că ar putea fi, să tragă concluzia că ar fi folosit dacă a venit și noi cu un contracandidat. Adică ne-a convenit să contracandideze pe domnul Crăciun la momentul respectiv și apoi dintr-o dată nu ne-am gândit la domnia asta. Este deosebire de Noua Republică, care am înțeles pe la urmă din partea domnului Lanțiu că va candida, noi crede că vă susține pe domnul Iulian Crăciun. Domnule Blaga, îl vedeți pe Emil Boc prezidențialii în 2014? Poate fi o soluție, dar aici nu am răspuns prima dată până la capăt. Spuneați dumneavoastră că eu sau alți colegi din actualul birou s-ar desolidariza de guvernat. Aș fi vrut să fie și domnul președinte azi în sală și aș fi și alaltă, să nu mă ascultă pe mine, să ascultă pe domnul Bode și pe cei 10 colegi care au luat cuvântul astăzi. Păi hai să ne gândim, cine conducea practicul la locale?
Domnule, da? De ce atunci partidul a candidat sub 19 sigle? De drag de politici. N-a spus niciodată că nu au măsuri care trebuiau luate pentru a reduce cheltuielile bugetare. Și țara este stabilă din acest punct de vedere macroeconomic. Nu are rost să se împăuneze domnul Ponta cum o face cu ceea ce ne-l-a făcut. Adică dacă se poate împrumuta domnul Ponta cu 5% de pe piață, asta este meritul cabinetelor Boc, pentru care Petreu a plătit. Dânsul n-a rezolvat nimic în cele 6 luni de zile între precedenta vizită și ultima vizită a Fondului Monetar. Din potriva, n-a fost în stare să numească un manager privat. N-a fost în stare să rezolve cei amicii și oamenii de la Olchin și așa mai departe. Asta a făcut domnul Ponta. Deci niciodată nu ne-am dezis. Dar de aici și până să nu vezi că au fost și măsuri care le puteam lua altfel, iar ceva. Vedeți? Își mai aduce aminte cineva că nu vrea și n-a reușit să convinge lumea. Că totuși, în perioada 2008-2012, pe 1 milion de oameni au primit pensia socială de 3 milioane și jumătate. Își mai aduce aminte cineva că de 2 ori au fost recalculate pensiile în 2011-2012 celor care lucrau în grupul 1 și 2 de muncă. Își mai aduce cineva aminte de lucrurile astea că au mărit pensiile la peste 80% dintre militari și cei din zona de ordine publică. În schimb că am pus 40 de lei CAS-ul la pensie de doar la 7 milioane și jumătate și au adus aminte la alete 7 milioane de pensionari. Ce asemenea acela de pensionari? Dar, domnul Draga, revin, îl vedeți pe Emil Boc, un potențial candidat la președinție în 2014? Eu cred că obligația celor care vor conduce partidul este de a stabili criterii foarte clare pentru desemnarea candidatului la președinție. Să știți, în această campanie electorală, și eu am candidat într-un colegiu, nu mi s-a reproșat nimic de domnul Boc. Aș minți să spun că mi s-a reproșat ceva la adresa domnului Boc. În schimb, alte lucruri mi s-au reproșat. Bine, vă mulțumim mult de tot, să aveți o zi. Cum a fost declarația președintelui cu hotărâre să mă întorc mai mult cu PSN? Peste PDR-ul de acum este PDR-ul din vară, care apăra statul de drept și pe domnul președinte. Decizie luată la nivel județean sau pentru ce am venit la conferință? Da. Sunt sigur că da și cred că sunteți extrem de interesați pentru că noi am organizat o conferință de presă în care ne-am spus ceea ce ne propunem la ședința colegiului director județean. Dincolo de faptul că 80%-90% din timp în timpul ședinței l-am alocat dezbaterilor și luărilor de cuvânt din partea colegilor, care fiecare a avut posibilitatea să spună ce nu a mers, așa cum spunea domnul președinte, ce nu a mers în această campanie. Sigur că noi am respectat decizia biroului permanent județean și anume aceea de a organiza birouri permanente locale în cele 42 de organizații din 61 cât are județul Sălaj. În urma acestor ședințe de birou permanent local am luat câteva măsuri validate de colegiul director județean astăzi. Astfel, am decis dizolvarea a 10 organizații locale, orașul Cehu Silvaniei, respectiv 9 organizații de comune, dacă vreți, vi le pot prezenta. De asemenea, am decis retragerea sprijinului politic la câțiva consilieri locali din 6 sau 7 organizații. Sigur, și aici întemeiat decizia noastră pe analiza la fața locului și, nu în ultimul rând, am decis retragerea sprijinului politic pentru primarul comunei Lozna, domnul Augustin Sabo. Deci, dacă vreți, acestea ar fi, sunt convins, deciziile care vă interesează foarte mult, dar am luat și alte decizii care privesc, de exemplu, nominalizarea purtătorului de cuvânt, conform unei circulare dată de Biroul Permanent Național. Am nominalizat delegații la Consiliul Național de Coordonare, care se va desfășura în data de 23 februarie. Sălajul va avea 11 delegați la acest Consiliu Național de Coordonare.
și, sigur, alte măsuri organizatorice pe care noi ne-am luat astăzi, profitând de faptul că ne-am întâlnit în ședința Colegiului Director de Teatru. Pe scurt, acestea au fost deciziile pe care noi le-am luat acolo, dar încă o dată, peste 80% din timp, l-am alocat dezbaterilor, discuțiilor, luărilor de poziție și parte din ele, domnul președinte, le-a subliniat aici. Încă o dată, eu vă mulțumesc, aveți întrebări. Nu vă mai rețin într-o frază. Care a fost concluzia? Spuneați că 80% din timp l-ați dedicat dezbaterilor. Ce nu a mers în perioada asta în BDL? Într-o frază, puteți rezuma ce anume nu a mers? Sunt foarte multe. Greu de rezumat într-o mele susținute de Partidul Democrat Liberal a fost obligat să le ia. S-a discutat foarte mult de impotența politică, dacă vreți, în luarea deciziilor la toate nivelurile, de la nivel de ministru până la nivel de județ. S-a discutat foarte mult de politica de cadre a Partidului Democrat Liberal, de oameni promovați și care au uitat de partid imediat ce partidul n-a mai fost la guvernare. Sigur, v-am dat doar câteva exemple din ceea ce s-a prezentat acolo. De dreapta românească s-a discutat foarte mult de unitatea dreptei și așa mai departe. Sunt câteva din luările de poziție ale colegilor noștri, pe care eu le apreciez încă o dată ca fiind elegante, dar cu degetul pe rană, dacă vreți, îmi permite să spun așa.